Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește. Amin. Dumnezeule și Doamne, puterilor și zidora toată făptura, care vezi cu milostivire miluitoare cele neasemnate pe omul nostru sau pe Domnul nostru Iisus Hristos, la adumis pe mântirea neamului nostru, și pe cinstită crucea lui Izaru să păcaturile noastre, la cea grită cu dânsul stăpânire și puterile ne recrăiți. Însu stăpânibitului, Doamne, primește și strugăciuni de mulțumire și de cerere ale noastre păcătoșilor, și ne izbăvește noi de toată căderea păcat și de tot prezătoare și întunecată, și de toți vășimași văzuți și nevăzuți care caută să ne facă rău. Păi atunci cu frica ta tuturile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri rele, ci cu durerea ta rănește sufletele noastre. Ca spre tine totdeauna cu dânsul și cu lumina ce de la tine pământuiți fiind, la tine lumina ce ne-a apropiat și cu lumina viitoare privind necetate, mântuisire și mulțumire ție să nu țăm. Tatălui ce ne-a fără de început împreună în unia nespăcuirii tău și prea sfântului și bunului de viață pe Domnului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine se cu adevărat să te ferici pe mine, născătoare de Dumnezeu, cea porurea fericită și cea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de te iubimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, tare fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărit. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, din adevărul de noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Părinte, binecuvintează! Căci a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii Sfântului, între Sfinți, Părintului nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadoție, Călui Sfântă Liturghie, o să vârșim pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletului noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlave și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Calinic, pentru preasfințitul părintele nostru episcop Damaschin, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru Părintele nostru Stareț Arhimandrit Nectarie, dinpreună cu toți părinții, frați ostenitorii, închinătorii, miluitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului
și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce crotresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și nii prealți și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, laudă sufletea lumea pe Domnul, lauda voi pe Domnul în viața mea. Cântau voi Dumnezeului meu cât voi trăi, nu vă încredeți în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este mântuire. Ieșiva Duhul lor și se vor întoarce în pământ în ziua aceea, vor peri toate gândurile lui. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui în Domnul Dumnezeului, cel ce a făcut cerul și pământul mare și toate cele din ele, cel ce păzește adevărul în veac. Cel ce face și judecate celor nepăsuiți, cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei fericați în iubiți, Domnul îndreaptă pe cei grăboviți, Domnul înțelepsește orbii, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei străini, pe orfani și pe văduvă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde. Împărăți-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, neam și neam. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni. Cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Bun și viitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii. Oh.
pașul pe Adam din rai, iar prin cruce i-a adus Hristos întrânsul pe tâlharul care grăia, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Princișii flămânși însetați dreptate, că aceia se vor sătura. Mă închin pătimirilor tale, slăvesc și învierea, împreună cu Adam și cu tâlharul, cu glas lumina grăiesc către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Biserica ta cea trupească, după îngroparea cea de 3 zile, ai ridicat-o împreună cu Adam, pe cei din Adam i-ai înviat, Hristoase Dumnezeule, care grăiesc, pomenește-ne când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Venita plângând purtătoarele de mir la mormântul tău, Hristoase Dumnezeule, foarte de dimineață, și în veșminte albe a aflat un înger șezând, care a grăit, ce căutați, Hristos a înviat, dar acum nu mai plânge. Fericiți și prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Se bucură cu vioasă Marie, oștile îngerești, văzând într-o tine preacuvioasă viață, întocmai cu al lor și strigă, slavă lui Dumnezeu! Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Se înfricoșează adunările întunecaților, demon de tăria ta cea rădătoare, că femeie fiind goală și singură, în chip minunat i-ai rușinat. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Strălucit ai ca soarele prea lăudată, Marie, și toată pustia ai luminat-o cu luminile tale. Pentru aceasta luminează-mă și pe mine cu lumina ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatălui să ne închidă și pe Fiul să-L prea slăvi și pe prea Sfântul Duh, toți împreună să laudă, strigând și crăind răsând.
Lui să ne rugăm. Doamne, milă este! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Pe noi. Cine auzi, cine auzi pe noi, cine auzi pe noi, pe noi. Și în vecii vecilor. Să luăm aminte.
pace tuturor. Duhului Tău fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Ochii Domnului sunt spre cei ce se tem de El, ca să-i zbăvească din moarte sufletele lor. Înțelepciune! Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, Hristos, venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Său, și a dobândit o veșnică răscumpărare. Căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa junicii, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curăția trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Fraților, înainte de venirea credinței, noi eram păziți sub lege, fiind închiși pentru credința care avea să se descopere, astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos, ca să ne îndreptăm din credință, iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză, fiindcă toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți al lui Hristos, sunteți, deci urmașii lui Avram, moștenitor după făgăduință. Pace ție, cititorule! Și Duhului Tău, așteptând, am așteptat pe Domnul, că a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, că a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei. Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul Sfinției voastre, Părinte. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Doamne, scapă-ți-e! Să luăm aminte! În vremea aceea a venit un om la Iisus zicându-i: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut și oriunde l-apucă, l-aruncă la pământ și face spume la gură
și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Atunci Iisus, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la el, dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a zguduit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Și l-a întrebat pe tatăl copilului câtă vreme este de când i-a venit aceasta. Iar el, răspunzând din pruncie, în vremea aceea Iisus a luat la sine iarăși pe cei 12 și a început să le spună cele ce aveau să îi se întâmple. Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor. Îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor, îl vor batjocori și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Și au venit la el Iacov și Ioan, fiii lui Zebedeu, zicându-i: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Iar el le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care eu îl beau? Eu? Sau să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? Iar ei au zis: Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care eu îl beau, îl veți bea. Și cu botezul cu care mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor care s-au pregătit. Și auzind cei zece au început să asemănia pe Iacov și pe Ioan. Atunci Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitor al vostru, și care va vrea să fie întâi între voi să fie slugă tuturor. Că și Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el, și intând în casa fariseului, așezut la masă, și iată, era în cetate o femeie păcătoasă, care, aflând că Iisus își de la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir, și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să iude cu lacrimi picioarele și cu părul capului să le șteargă, și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis în sinea lui:
Acesta de ar fi proroc, ar ști cine este ea și ce fel de femeie care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci, răspunzând Iisus, a zis către el, Simone, am să spun ceva, învățătorule spune, un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, socotesc ca acela căruia iertat mai mult. Iar el i-a spus, drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și apă de spălat pe picioare nu mi-ai dat. Ea însă cu lacrimi mi-a udat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat nu a încetat să-mi sărută picioarele. Cunt de lemn capul meu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. De aceea îți zic, iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei, iertate sunt păcatele. Atunci au început cei ce ședeau împreună la masă să zică în sinea lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis către femeie, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pace ție celui ce bine ai vestit. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm să auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne să auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru Damaschin Dorneanu, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru Părintele nostru Stariț, Arhimandritul Nectarie, împreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și închinătorii acestui sfânt locaș, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahi și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte mănăstiri, pentru cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, ctitori, binefăcători,
miluitor, ajutător ai sfânt locașului acestuia. Încă ne rugăm și pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. Ție slavă înălțămă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Este. Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii. Să învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Să redescopere lor Evanghelia dreptății. Să unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Cât sunteți chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămânăm, cât suntem credincioși iarăși iară în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune. Amin. Iară și iar în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna, prin păziție slavă, să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Noi care pe Heruvin cu taină închipuinși făcătoare de viață trăim între ei, sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Că împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de ce te îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu taină închipuinși făcătoare de viață trăim între ei, sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Dar îi prin și făcători de viață, trebuie să întrecântare de ce toată grijă cea lumească, cum să le privim. Ca pe împăratul tuturor să privim pe cele conjurate în chip nevăzut, de ce te îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Domnul să ne rugăm, Doamne, miliește ne când te-ai spune pe noi. Thank you.
voi pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe Părintele nostru, stareț Arhimandrit Onectarie, împreună cu părinții și frații acestui Sfânt Lucaș, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoții, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, patriarhi, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Stinte Octist, și pe robile Dumnezeu, arhiepiscopul Pimene și episcopul Gerasimă, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții de-a pururea pomeniții titluri sfinte mănăstiri acestea, pe alți titluri militori și păcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți de neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți remăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să ne iubim unii pre alții, ca într-un gând să mărturisim. Ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, păcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, în pacea o aducem.
Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Sus avem inimile. Să-i mulțumim Domnului. Cel ce ești Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Părinte a toțiitorului, cel închinat cu adevărat vrednic și drept și cuvenit lucru este, pentru marea cuvință a Sfințeniei Tale, pe Tine a Te lăuda, Ți-a-ți cânta, pe Tine a Te binecuvânta. Ți-a neînchinat, Ți-a-ți mulțumi, pe Tine a Te slăvi, Cel ce singur ești Dumnezeu cu adevărat, și Ți-a-ți aduce această slujire cuvântătoare a noastră cu inima înfrântă și cu duh de smerenie. Că Tu ești Cel ce ne-ai dăruit nouă cunoașterea adevărului Tău și cine este în stare să grăiască puterile Tale, să facă auzite toate laudele Tale sau să spună toate minunile Tale în toată vremea. Stăpâne al tuturor, Doamne al cerului și al pământului și a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, Cel ce șezi pe tronul slavei și privește adâncurile, Cel ce ești fără de început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, nădejdea noastră, care este chipul bunătății Tale, pe cetea asemănarea cuvântului care întru sine se arată pe Tine, Tatăl, cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, înțelepciune mai înainte de veci, viață, sfințire, putere, lumină cea adevărată, prin care s-a arătat Sfântul Duh, Duhul adevărului, darul înfierii, arvuna moștenirii, cele ce va să fie, începutul bunătăților celor veșnice, puterea cea făcătoare de viață, izvorul sfințenii, de care toată făptura cea cuvântătoare și înțelegătoare, întărită fiind, ție slujește și ție pururea ți înalță cântare de slăvire, că toate împreună slujești ție, că pe tine te laudă îngerii, arhanghelii, tronurile, domniile, începătoriile, stăpâniile, putele și hieruvimii cei cu ochi mulți, ție stau împrejur serafimii cei cu câte 6 aripi, care cu 2 își acoperă fețele, cu 2 picioarele, iar cu 2 zburând, strigând, unul către altul cu neîncetate graiuri, cu laude fără de tăcere. Cântare de biruințe cântăm, strigăm glas, înălțăm și grăind. Aceste fericite puteri stăpâne iubitorile de oameni și noi păcătoși strigăm și grăim sfânte și cu adevărat și preasfânt și nu este măsura măreției sfințeniei Tale și cuvios ești întru toate lucrările Tale, căci cu dreptate și cu chipzuire adevărată ne-ai adus toate, că făcând pe om luând țărână din pământ și cu chipul Tău, Dumnezeule, cinstindu-l, l-ai pus în raiul desfătării, făgăduindu-i întru pază poruncilor Tale viață fără de moarte și moștenirea veșnicilor bunătăți.
dar neascultându-te pe tine adevăratul Dumnezeu, care l-ai zidit pe dânsul și amăgirii șarpelui, supunându-se și dat fiind morții, pentru păcatele sale l-ai izgonit pe el cu judecată ta cea dreaptă, Dumnezeule din rai, în lumea aceasta și l-ai întors în pământul din care a fost luat, rânduindu-i mântuirea cea din a doua naștere, cea prin însuși Hristosul tău, că nu ți-ai întors de tot fața ta de la făptura ta, pe care ai arătat-o bunule și nici n-ai uitat lucrul mâinilor tale, ci în multe chipuri le-ai cercetat și prin durările milei tale, proroci ai trimis, minune ai făcut prin sfinții tăi, care au bineplăcut ție din fiecare neam, grăit unei nouă prin gura prorocilor, slujitorii tăi, mai înainte vestindu-ne mântuirea ce avea să fie. Lege ne-ai dat spre ajutor, îngeri ai pus păzitori, iar când a venit plinirea vremii, ne-ai grăit prin însuși Fiul tău, prin care și veacurile le-ai făcut, care fiind strălucirea slavei tale și chipul ipostasului tău și purtând toate cu cuvântul puterii sale, nu răpirea socotită a fi asemenea ție lui Dumnezeu Tatăl, ci Dumnezeu mai înainte de veci fiind pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit. Și din Sfânta Fecioară, întrupându-se, s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se pe sine asemenea la înfățișare cu trupul smereniei noastre, ca să ne facă pe noi asemenea chipului slavei sale. Că de vreme ce prin om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, a binevoit unul născut Fiul tău, cel ce este în sânurile tale, Dumnezeule și Tatăl, să se nască din femeie, din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, născându-se sub lege, ca să osândească păcatul în trupul său, pentru ca cei morți într-un Adam să fie făcuți vii într-un însuși Hristosul tău. Și viețuind El în lumea aceasta, dându-ne porunci de mântuire, scoțându-ne din rădăcinea idolilor, ne-a dus la cunoașterea Ta, adevăratului Dumnezeu și Tatăl, agonisindu-se să ieși popor ales preoție împărătească, neam sfânt, și curățându-ne prin apă și sfințindu-ne prin Sfântul Duh, s-a dat pe sine schimb morții în care eram ținuți, fiind vânduți sub păcat și pogorându-se prin cruce în iad ca să plinească toate ale sale. A dezlegat durerile morții și învind a treia zi și cale făcând fiecărui trus spre învierea cea din morți, când nu era cu putință a fi ținut sub stricăciune începătorul vieții, făcutu s-a începătură celor adormiți, întâi născut din morți, ca să fie El însuși începătorul tuturor în toate, și suindu-se la ceruri, așezut de-a dreapta slavei tale într-o înălțime, care iarăși va să vină să răsplătească fiecare după faptele sale. Și ne-a lăsat nouă aducerea minte de pătimirea sa, cea mântuitoare, cea pe care le-am pus înainte după poruncile lui, că vrând să meargă la cea de voire și pururea pomenită și de viață făcătoare moartea sa, în noaptea în care s-a dat pe sine, însuși pentru viața lumii, luând pâinea în sfintele și preacuratele sale mâini, arătând-o ție lui Dumnezeu Tatăl și mulțumind, binecuvântând, sfințind și frângând. A dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Amin. Dați sfinților săi ucenici și apostoli zicând, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătos și pe mine. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci înnoiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Inima curată îți deși întru noi Dumnezeule și Duh dreptul noi ești întru cele din ochiurile noastre. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci înnoiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Mâinile pădat de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la noi. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi,
De acesta bunule nu lua de la noi, ci luminește pentru noi cei ce ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecii. Pentru aceasta, Stăpâne preasfinte, și noi, păcătoși și nevrednici Tăi rog, care ne-am învrednicit a sluji Sfântului Tău jertfelnic, nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila Ta și îndurările Tale, pe care le-ai revărsat cu prisosință peste noi. Îndrăznim, ne apropiem de Sfântul Tău jertfelnic și punând înainte de cele ce închipuie Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Hristosului Tău, Ție ne rugăm și de la Tine cerem, Sfinte al Sfinților, cu bunăvoința bunătății Tale, să vină Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea ce sunt puse înainte, să le binecuvinteze pe ele, să le sfințească și să le arate. Binecuvintează, Părinte Sfânta, pâinea aceasta, adică însuși cinstitul trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Binecuvintează, Părinte Sfântul potir. Iar și acest împotirul acesta, însuși cinstitul sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care s-a vărsat pentru viața lumii. Amin. Binecuvintează-le, Părinte, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar pe noi, pe toți care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul pe altul prin împărtășirea celuiași Sfânt Duh și pe niciunul dintre noi să nu ne faci părtași, ne împărtăși cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Hristosului Tău spre judecată sau spre osândă, ci să aflăm milă și har împreună cu toți ființii care din veac au bineplăcuție, cu strămoșii, părinții, patriarhii, prorocii, apostolii, propovăduitorii, evangheliștii, mucenicii, mărturisitorii, dascălii și cu tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.
Să-i pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru calinic, pe care dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul și Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia primejdea și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul se cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul se cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Unirea credinței și părtășia Duhului Sfânt, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tată cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să
luăm aminte. Sfintele Sfinților,